Am dat seama ce inspirat a fost Helvig. Tot vorbeam despre el noi la telefon. Despre? Cu Helvig. Ah, Helvig, cu da. discursul lui care aduce, mă rog, ușurel, readuce cumva inteligența, dacă se poate numi așa, și poporul român spre valori. Pentru că de la Bruxelles și din partea aia, tot timpul asta se predica. Renunțarea la valori. Renunțarea la tot ce am avut noi în istoria noastră. Și discursul ăsta cumva, sunt curios dacă schimbă ceva în mentalitatea a politicienilor, ar trebui la un moment dat, pentru că politicienii sunt că eu cred că și-a făcut Helvig și-a făcut foarte mulți dușmani, că implicit citind ăsta, îți dai seama cât de proști politicieni avem din moment ce el spune, bă, nu mai veniți, bă, să vă dăm noi sfaturi. De aia ați fost aleși, băi, proștilor. Dacă n-aveți nimic, plecați dracu acasă. Aici se face altceva. Domnule, discursul, da. Într-adevăr, discursul lui Helvig, prima oară laud un șef de serviciu de informații, nu mi s-a mai întâmplat în viața mea, este un discurs epocal. Se uită în urmă, da, la cei 32 de ani de politică românească și arată de ce, arată foarte clar că este, nu e politică, e o viermuială dezgustătoare. Dumnezeu, asta n-ar fi, dar asta n-ar fi nimic, că toți care avem un minim bun simț știm lucrul ăsta. Dom'le, da, omul vine și cu niște soluții, dom'le. Omul vine cu soluția. Și soluția lui e foarte interesantă, evidențiază faptul că se poate și naționalism și democrație. Sigur, dacă naționalismul și patriotismul nu este de tip Vadim, Șoșoacă, Simion, dacă nu îmbracă forme dintre astea deșanțate. Și într-adevăr, patriotismul, dacă ne gândim la marii patrioți ai neamului românesc din secolul XIX, cei care au făcut din România ceea ce au făcut la vremea respectivă, domne, ăia erau niște patrioți adevărați în frac, metaforic vorbind, scriitori, cărturari, oameni cu doctorate, ei s-au întors în România să fie patrioți și să clădească o țară, după ce și-au dat doctorate la Paris, la Berlin, la Leipzig, la băieți cu carte. Mă refer sigur la pașoptiști, dar nu numai. Nu numai la ei. Helvig, să știi că era unul dintre studenții foarte cine? Buni. Helvig? Da, da, da. Studenții, da, foarte buni, de la Dan Pavel și de la Marga. Era făcut teoria argumentării cu Marga, care nu e foarte ușor de făcut. Să știi că Marga era scrit un profesor al dracului rău. I-au făcut teoria argumentării cu Marga, deci are, chiar la asta mă gândeam, zic, băi, argument, are un argument fantastic. Deci un discurs, cum ai spus și tu, băi, de mare politician. Deci un raport asupra națiunii, cum eu n-am văzut la niciun președinte, prim-ministru. Ăștia nu se simt datori, mă, ca ăsta, Helvig, ca domnul Helvig. Nu se simt datori, mă, să facă un raport asupra națiunii, mă. Ei trăiesc numai în prezent, bă. Trăiesc numai în prezent, iar ei raportul și îl fac atunci când pleacă din politică și văd câți bani au făcut. Ăla e singurul bilanț de care sunt interesat. Sigur, nu toți, că ar fi păcat să generalizez, dar majoritatea covârșitoare. Dom'le, acum spuneai tu că Helvig și-a făcut o grămadă de dușmani. Și eu cred că și-a făcut o grămadă de dușmani, dar cred că și-a făcut și o grămadă de prieteni. Pentru că este primul discurs de politician, Helvig este un politician, primul discurs de politician, bă, frate, care vine cu o propunere dintre asta, dar nu cu o propunere, haide să facem, hai să haidem. Dom'le, vine cu o propunere foarte clară, cu o propunere dintre asta, nu știu dacă cuvântul e potrivit, programatică. Dom'le, el vorbe... Da. El... Are valoarea unui program politic. Dom'le, are valoarea... mare politician, corect. Să știi că eu sper... Dom'le, eu sper ca omulețul ăsta, când termină cu
cu SRI-ul ăsta, domnule, eu chiar sper să încerce ceva în politică, domnule. Pentru că omul a spus, măi, deci discursul ăla lui este de predat la facultate. Acum, și o canalie poate să redacteze un discurs impecabil de predat la facultate. Atâta doar că noi știm, tu mult mai mult decât mine, pentru că ai fost prieten cu el din studenție, că nu e o canalie. Acum, vorba lui Cristoiu. Cristoiu, care iarăși îl cunoaște bine, spunea, l-o chema Helvig, dar este mai patriot decât foarte mulți români. Nu știu, este om de onoare, să știi, este unul din câte știam eu când era aici. Băi, omul ăsta a fost bătut de gorile lui Iliescu. Deci, el are un cred. Omul ăsta nu e un tip care îl e pe afișe. Ci, nu așa a devenit el politician lipind de afișe. Deci un om care a studiat, un elev studenții eminenți și nu un lipitor de afișe. Și se vede asta. Pentru că discursul lui... După discursul am stat și m-am gândit așa și... știi că eu totdeauna ceva mi-aduce aminte de o carte. Și m-am dus la cartea lui Marquez, n-am venit să țin un discurs. Da. 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 Și să știi că în discursul lui Marquez la... are trei discursuri extraordinare. Unul la decernarea premiului Nobel, unul despre America Latină, pe care Marquez o iubește. Păi și aceeași am recitit ăla despre America Latină și să știi că tonul și greutatea discursului, nu fac comparația acum, să nu între scriitorul Marquez și Eduard, dar greutatea discursului despre America Latină, care e o efuziune de patriotism și acolo a lui Marquez, cu toți morții, când îl evocă pe generalul modelul pentru generalul Buendia, care zice, lăsați-ne în pace să ne trăim evul nostru mediu. Și, da. Deci, și Helvig zice cu alte cuvinte exact aceleași lucruri. Băi, lăsați-ne sau dați-ne voie, luați voia asta, voi români, să vă trăiți, bă, viața voastră cu naționalismul vostru. Și, într-adevăr, disperarea de a vedea pe Procoacă și pe Simion reprezentând Partida Națională, băi, este revoltător. Cred că a fost unul dintre motive. Cred că nu mai suporta să știți, bă, trebuie să fac ceva că nu se mai poate. Măi, Tavi, noi am mai discutat subiectul ăsta. Dom'le, naționalismul și patriotismul este arma favorită a tuturor canalilor. Ăsta este și motivul pentru care ajungi, nu după ce Ceaușescu a folosit, începând cu anul 1968, scula asta, patriotismul, naționalismul, m-a ajuns să-l compromită pentru că era o chestie amestecată cu dragostea față de partid. Adică nu, patriotismul era același lucru cu a-ți iubi partidul și a-ți iubi organele. Da, dom'le, a venit anul 90 și patriotismul iarăși a fost scos la o tarabă dintre asta jegoasă de Corneliu Vadim Tudor. Sigur că da, care putea să fie foarte convingător, pentru că era un tip cult, un tip cu lecturi solide, un tip cu o cultură solidă, un tip care știa istorie, știa literatură, știa teologie. Dom'le, dar tot așa, a transformat și el patriotismul ăsta, nu că la un moment dat când spui că vrei să-i duci pe unii pe stadion și să-i mitraliezi. Dom'le, din momentul ăla tu, un patriot decent, dom'le, te ferești să te mai arăți a fi un patriot. Dom'le, acum au apărut ăștia, deșanțați ăștia, șoșoacă, care până să se trezească că e patriotă, că umblă în ie și că se roagă la Dumnezeu, se amuzea pe seama românilor care mergeau la moaștele Sfintei Parascheva spunând că pupă cadavre așezate pe marginea drumului. Da, corect. Așa e. Adică... Preziile astea de 2 lei, tocmai de asta, știi, pentru că în flore, e de altă parte, politicienii sunt de foarte proastă factură, e foarte binevenit discursul ăsta. Pentru că eu am văzut, am stat un pic
O să scriu și eu despre el, dar încă am stat să văd în câte zile de moduri a fost interpretat. Ceea ce nu e rău. Nu, sigur că e. Care își găsește o interpretare într-un discurs, discursul ăla e bun. Da, și sigur că da. Și atunci, vezi, eu mi-aș dori ca domnul Helvig să fie în sfârșit președintele României. Să am și eu un președinte cu care să mă, bă, care să mă mândrez, mă. Mă, Tavi, sigur că da, și eu aș fi tentat să spun asta. Mă, da, pe mine viața m-a învățat să mă feresc de entuziasme. Dar eu nu sunt entuziasm. Că în felul ăsta mă feresc de dezamăgiri. Păi da, dar acum când te uiți în urmă la discursuri, în afară de Crin Antonescu, care avea un discurs bun, dar da, nu grav, nu bun de gravitatea, dar bun. Băi, noi n-am am avut niște președinți cărora nu le plăcea să vorbească. Președintele unei țări, în afară de faptul că răspunde de politica externă, mă, are grijă de poporul ăsta, mă. Klaus Iohannis e un tip onest, ok, dar el nu are feeling, nu are ișisas, nu-l ajută nici... E bordură, tată, și nici nu știe limba română cum trebuie. Dar să știi că poporul român este... Ba nu, Iohannis știe limba română perfect. O să fac pariu. Păi, dragule, ca să știu o limbă, român, trebuie să pronunți cuvintele limbii respective corect. Ce să... Ce, că nu face dezacorduri? Nu face dezacorduri. Dar vorbește de parcă este un fotbalist albanez transferat acum o lună la Steaua. Ma, el nu are elocință. De la vorbire la elocință. E un pas imens pe care Helvig l-a trecut. El are fondul. Este un om cu cărți citite. Bă, un astfel de om nu poate să fie ticălos din punctul meu de vedere. Când ajungi pe treaptă, el să, din câte știu eu, păi pentru fiecare treaptă pe care a vieții pe care a suit, era băiatul ăsta muncit. Da. Dom'le, corect. Să vor, ca să citesc din președintele României, să-l urmărim pe Helvi cu atenție și interes. Uite, ne înjură unii pe aici. Da, sigur că da, unul ne spune, păi da, și cine l-a scos pe ăla la televizor, nu voi, nenorociții de ziariști? Da, l-am scos la televizor pentru ca tâmpiții să înțeleagă că au de-a face cu un nebun. Da, da, da. Așa am și început emisiunea, spunând, arătând faptul că delirul ăstuia era unul sistematizat, care putea fi convingător dacă totul se rezuma numai la niște știrulițe pe care nu putea să le ignore nimeni, că a făcut plângeri la parchet și că e full de probe. N-are nicio probă. Și îi răspund și unei doamne, Marta Lidiana, care spune și cu probele bolnave, ce facem? Nu există asemenea probe. Singurele probe care au existat sunt probele cu acel parlamentar PSD, probe care arată, l-au surprins într-o postură care nu are nicio conotație penală. Homosexualitatea a fost dezincriminată în urmă cu 25-26 de ani, nu mai mi-aduc aminte exact când, dar sigur, care pun probleme din perspectivă morală. Ildaia a și fost dat afară din PSD, nu din pricina unor chestiuni de ordin penal, că nu există chestiuni de ordin penal, așa cum am spus. Ce noi spui? Suntem religioși. Și chestia asta, noi suntem ortodoxi. Eu zic, ok, înțeleg. Dar mă, omul ăla avea voie să facă ce dorește el în pat, mă. Absolut. De ce trebuie să văd eu, pe mine asta, mă, de ce trebuie să văd eu ce face omul ăsta în patul lui, mă? Absolut, sigur că oamenii da. Oamenii de obicei sunt nefericiți. Pe Freud îl întreba o reporteriță, domnul Freud, de ce vine atâta, de ce trece atâta lume, atâți oameni prin patul dumneavoastră în consultație? Și el spunea, pentru că nu sunt fericiți în paturile lor. Exact. Da. Păi, frate, lasă-l să fie fericit, dacă el atâta înțelege, e târziu. Da, atâta înțelege din viață, deci sigur că... Trebuie să pună să... Și știu ce-o lacu, iartă-mă. Deci, dacă ai un om afară din partid că e homosexual,
Din câte am înțeles eu de la ăștia, că am întrebat și eu niște PSD-și, bă, dar totuși de ce l-ați dat afară? Dă, pe chestiuni de morală. Omul are o familie, omul are o nevastă, sunt chestiuni de morală. Aceeași atitudine am fi avut-o și dacă apăreau poze cu el, cu amanta în pat. Este un scandal public care pune niște probleme morale, iar noi în statut avem prevăzut că ăștia care nu o duc prea bine cu morala trebuie să se ducă acasă. Sigur, tu ai putea să spui acum, păi bă, Mirel, 90% din ei ar trebui să se ducă acasă. Iar eu o să spun, da, Tavi Hoandra, ai dreptate. Bă, să-și vadă ăștia de politică, bă, să-și vadă, să-și, cum spunea Helvig, bă, v-a trimis oameni să vă trimis acolo. Nu să vă faceți voi afaceri, să vă puneți în spatele unor securiști și să stăpâniți niște afaceri publice și să veniți să întrebați după aia cum să furăm, să vă luăm și pe voi ca să nu ne prindă. Păi oamenii trimit politicienii în Parlament să-și vadă de treburile lor, mă. Și pe mine în cazul ăsta, păi aia se plimbă prin fustă, n-ai văzut pe ăla, pe Jean-Michel. Ăla era în fustă, îl doare, șpiții fericit, happy. Bă, își face treaba, pe mine nu mă interesează cât de scurtă-i fusta.